Are loc anual în Luna pentru Viață. Fondurile colectate pentru organizarea sa vor fi donate unui centru de consiliere pentru părinți și copii. După pauza cauzată de pandemie, a fost reluat anul acesta cu un număr de participanți limitat la 300, fiind un eveniment îndrăgit atât de cei mici, cât și de cei mari. De asemenea, reprezintă și cel mai mare eveniment sportiv pro-viață al anului. Este vorba, așa cum poate v-ați dat seama, despre Crossul pentru Viață. A șaptea ediție a Crossului pentru Viață va avea loc sâmbătă în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La ora 9:30 vor lua startul primii participanți care vor alerga pe o distanță de 11 km. De la ora 11:30 va fi rândul copiilor să participe la cross. Este o mare bucurie pentru noi să putem să organizăm din nou după 2 ani în care nu am organizat Crossul pentru Viață. Anul acesta va fi a șaptea ediție și având în vedere experiența din anii trecuți, mă refer îndeoseb la pandemie, anul acesta vom limita numărul participanților la 300 de persoane. Este o decizie grea, pentru că la ultima ediție, desfășurată în condiții normale, am avut 800 de participanți, dar entuziasmul este mare și vrem totuși să organizăm în condiții cât mai bune această ediție. Conform situației din seara trecută, numărul copiilor depășește numărul adulților. Adulții vor alerga 2 probe la 2 trasee de 10 și de 3 km. Avem în prezent 110 adulți și avem deja 150 de copii înscriși. Înscrierile online s-au închis, dar mai există câteva locuri libere pentru cei care vor să vină la fața locului. Mai precis, cu o zi înainte, vineri, la Centrul Sfânta Elena din București, unde vom preda și pachetele de start. Acolo se pot înscrie persoane doritoare să participe la Crossul pentru Viață. Menționez faptul că nu dorim să facem înscrieri în ziua competiției. Fondurile colectate în urma crossului vor fi donate centrelor de consiliere pentru părinți și copii Sfânta Alexandra Împărăteasa și Sfânta Împărăteasă Elena. De ce e important să organizăm acest cross? Știu că are o cauză caritabilă. În primul rând, pentru noi este foarte important să ne reîntâlnim. Întâlnirea este un lucru deosebit care ne-a lipsit în ultimii ani. Deci aceasta este motivația principală să organizăm. În al doilea rând, vrem să ne întâlnim cu toții cei care sunt pasionați de mișcare. Să alergăm, să ne simțim bine, prețuim sănătatea, dar nu în ultimul rând, scopul este caritabil. Dorim să promovăm o cauză de susținere a femeilor în criză de sarcină, dorim să facem cunoscut acest demers, acest proiect al Centrului Sfânta Alexandra și al Centrului Sfânta Elena din București. Ca și în anii trecuți, vom continua tradiția de a oferi medalii tuturor participanților și anume medalii personalizate, unice, fiecărui participant, fiecărui copil. Fiecare participant este unic în felul lui și astfel și fiecare medalie este unică prin faptul că fiecare medalie este confecționată manual de către un meșter popular din Horezu. Deci medaliile sunt confecționate din ceramică de Horezu, iar ca surpriză va fi înainte de festivitatea de premiere un concert de muzică folk susținut de Cătălin Stepa. Crossul pentru Viață este organizat de Asociația Studenți pentru Viață în colaborare cu Pegas Triathlon Club și cu susținerea voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului.